data de 4 martie din partea fracțiunii Partidului Liberal nu vine să soluționeze niciuna din aceste probleme. Ba mai mult decât atât, întregul proiect de lege este axat pe un singur aspect, pe preluarea atribuțiilor și competențelor de la Consiliul Municipal și alocarea acestor atribuții și competențe către primarul general, statuiază în continuare existența unui conflict între primarul general și Consiliul Municipal și creează și mai multă confuzie între prevederile actelor normative. Pentru că prin proiectul de lege care se înaintează se încearcă a crea o oază, a crea o seră, a crea o enclavă juridică și municipiul Chișinău să fie atribuit un alt fel de statut, un fel de statut de autonomie juridică în care să conducă singur primarul. De fapt, în sistemul administrației publice locale din Republica Moldova, deja pe parcursul a 24 de ani se încearcă a face diferite intervenții pentru a clarifica și a îmbunătăți relația dintre două autorități publice locale. Când spunem două autorități publice locale, avem în vedere primarul și avem în vedere Consiliul Local. Ambele autorități sunt autorități legale alese în urma scrutinului general direct de către cetățeni. Nu știm nici considerente, dar proiectul care a fost înaintat încearcă să dezechilibreze această relație între Consiliu și primar.